Continuăm primul podcast din seria podcasturilor care aniversează cei 60 de ani de teatru limba română la Târgu Mureș cu alți doi actori care au prins o bună perioadă din acești 60 de ani, doamna Monica Ristea și domnul Nicu Mihoc. Ați prins momente istorice. Da, din... momente istorice. Gândește-te că la niciun an după ce am terminat facultatea, a fost prima întâlnire cu Gheorghe Horog, cu Livada de Vișin, cu ultimul lui spectacol. Și a fost a doua școală de teatru pentru mine. Pe urmă a fost perioada Frunză. Da. Perioada Anca Bradu. Și mulți alții, de la Cristi Popescu, la Cristi Juncu, Cristi Juncu, Vlad Masaci, Leta Popescu, sunt mulți. Foarte multe dube foarte importante pentru teatrul românesc au trecut Afrim. Pe aici. Afrim, da? Nu mai vorbesc de Afrim, cu Afrim am avut trei colaborări extraordinare. Așa că, da, a fost minunat. Pentru dumneavoastră, cum a fost? Bine, foarte bine. Din păcate, na, Moni are 40 de ani, eu am... 30 și... Ar fi trebuit să am 30 și, dar scoatem 10 ani. Tu ești cu 6 ani mai mic decât mine, da. Dar scoatem 10 ani din trupă, eu am plecat, am construit un teatru independent la Târgu Mureș. 10 ani am fost, cum să spun, izolat un pic. De Teatrul Național. De Teatrul Național. Dar v-ați întors. Da. Această evadare, scuză-mă că te întrerup, a fost comună, numai că eu mi-am păstrat și postul din teatru. Nicu a fost mult mai radical decât mine, a zis până aici și a plecat, dar evadarea a fost amândurora. Întâi la Teatru Ariel, el pe urmă construit Teatru 74. Ce spunea Moni? Teatrul ăsta a avut, ca și orice instituție din România, perioade de faste în care au fost multe întâlniri cu artiști importanți, perioade mai puțin plăcute, din păcate una a fost foarte lungă, dar nu despre asta vorbim la ceas de aniversare. Acum, ci... Da, este un moment de sărbătoare, suntem optimiști, cu veselie. Veselie ai și tu, cum spunea Silvestru. Și oricum și aceste perioade și-au avut rostul. Da, sigur că da. Cred că sigur învățăm că multe din perioadele astea grele. Da. Perioade bune, am avut întâlniri. Aici m-am format și în școală, după aceea cu plecări la Timișoara pentru scurtă vreme, o evadare puțin la Craiova, după care am venit aici și am rămas aici, colaborând cu cei din Cluj, cu cei din Sibiu, Ploiești, Galați, din nou Arad, unde am debutat ca licean. Deci, una peste alta, trebuie să mulțumesc, în primul rând, oamenilor care m-au format, cu care m-am întâlnit. Chiar și cu regizorii care mi-au spus puține lucruri sau la ora aia am crezut că îmi spun puține lucruri. M-am format ca actor. Colegii mei, cu fiecare coleg al meu, eu am furat enorm. Nu știu, sigur, sună urât așa cu furtul. Dar noi știm că în teatru furtul nu e neapărat ceva negativ. Da, am furat de la toți actorii din teatrul ăsta, mai mari sau mai mici, de-a lungul timpului. Asistând la repetiții, văzându-i, am luat ce mi-a convenit mie. Ce mi-a convenit mie. De exemplu, facem ceva pe scenă, nouă, mi se pare că nu e soluția cea mai bună, eu o văd și mi se adresează mie și zic, dacă am posibilitatea, o să o fac eu asta. Totdeauna înveți și înveți din întâlniri. Da, întâlnirile și sunt foarte importante. Viața e ca și omul, trebuie să fie evolutiv. Eu încă sunt pe drum, deși am făcut 57 de ani, am încă... Am încă bucuria întâlnirii. Să merg în locuri în care se întâmplă, aici, să fac lucruri. Am fost implicat în foarte multe proiecte ale teatrului. Am avut și norocul să fiu de două ori în direcție la Teatrul Național, o perioadă 98-2000-2001, acum până acum vreo 3 luni de zile. Deci nu pot să spun... Ați experimentat mai multe posturi. Da, da, da. Și una peste alta, asta m-a umplit, m-a adus aici. Da, cred că ne dezvoltă ca artiști să experimentăm câte un pic din fiecare colț al domeniului ăsta teatral. Da, e important.
Și mai este ceva important, cred că ne caracterizează, pentru că am fost ani de zile partenera lui Nicu și ne știm foarte bine. Da, da, mi-a fost profesor la școală. A fost asistentă în ultimul an, ne cunoaștem de viață. Dar ce este extraordinar e că pe noi ca actori și foarte, și cred că ar trebui și ca oameni să ne caracterizeze curiozitatea, dorința de a învăța în permanență ceva nou, pentru că această curiozitate ne face să nu ne rutinăm, să nu intrăm într-o manieră, să căutăm în permanență ceva nou, să căutăm să ne exprimăm, să rămânem conectați la ce se întâmplă la ora actuală în teatrul mondial, da, și teatrul european în special, care e socotit de vârf. Se schimbă lucrurile așa zilnic, de repede, zilnic, chiar am observat, zilnic. Adică mie mi se pare că în 5 ani de când am nu început nu mai poți face teatru ca acum 5 ani, nici ca da, acum 10 s-au schimbat ani. Lucrurile foarte, foarte, adică rapid, mult mai rapid cred că decât se schimbau înainte. Da, e și o chestiune pe care o stau și o observ, mai ales când sunt izolat undeva, stau o perioadă mai lunguță așa. Mm-hmm. În orice evoluție, nu numai umană, tehnologică, de orice, da. Există o mare involuție. Câștigăm ceva ca să pierdem ceva. Sigur, eu nu pot să spun, mai ales că sunt descris pe orice fel de a face teatru. Trebuie să facem varii forme. Nu? Totuși, forma fără fond pe mine mă disperă. Da, sunt căutări. Perfect, da. De acord. Dar în momentul în care nu știi și faci doar o chestie și spui dom'le, ăsta e punctul meu de vedere, știi? E ca și cum te duce la oriunde și spune 1 plus 1 fac 7 și e părerea mea și nu mă interesează. Totuși, teatru lucrează cu două chestii fundamentale, da? Emoție, da, și energie. Da, fără ele... Astea nu s-au schimbat și nu da, se schimbă nici în teatru da, postmodern. Și nu cred că se vor schimba. Nu se vor schimba niciodată. În teatru mort există, am văzut spectacole de diferite forme da, estetice. Da. Mort. Mort. Asta nu e neapărat vina actorului da, întotdeauna. Păi, nu, da, eu nu dau vina pe regizor sau pe actor. Pe mine mă interesează actorul. E un fenomen actorul. Care se... Da. Eu sunt un fanatic al actorului. Eu cred în actor. Partenerul meu este regizorul, dar este partenerul meu. Nu este șeful meu, nu este... E o colaborare până la urmă. Da. E, dacă vrei, mâinile și picioarele mele. Ăsta da, e sensul meu ca artist. Nu mă poate conduce unul care nu știe. Nu mă poate conduce. Care se află în necunoștință de cauză. Da, atunci mă informez eu mai mult și fac eu. Că e pe lângă, că nu e. Trebuie să mă salvez pe mine în situația dată. Da, da? În sensul încrederii. Da. Cred că pot să fac asta și atunci o fac atât cât se poate. Contribuția proprie a actorului, că e până la urmă actorul iese. Și asta da, ține de cultura ta generală, de informare, de știi ce mă deschidere. Este așa vrut regizorul. Eu nu cred în asta. Cu toți regizorul buni cu care am lucrat, nu este ca așa vrut regizorul. Nicăieri n-am văzut. Trebuie asta să existe o justificare. Un regizor bun știe întotdeauna să lucreze da, cu un actor. Să-și facă o distribuție și să lucreze. Da, da, și actorul înțelege clar ce are de făcut adică și de ce. Sunt, domnule, să iau o cană de pe masă, sunt câteva forme de a o lua în situație, din ce cauză, nu știu ce. Și trebuie să-i ofer eu, prin prisma punctului meu de vedere asupra rolului, eu trebuie să-i ofer variantele. Mm-hmm. Nu să le aștept pe tavă. De la regizor. Da, da. Și până aia nu știe regizorul. Regizorul mi-a zis și eu m-am executat. Asta atunci ce rol mai are actorul? Un spectacol, n-am să dau nume, un spectacol așa, în care am lucrat împreună și una dintre colegele noastre a intrat în scenă și a așteptat indicațiile regizorului respectiv. Iar regizorul respectiv a spus: bă, frate, faceți și voi ceva, că și eu sunt artist, am nevoie să fiu inspirat la rândul absolut, meu. Da. Deci, obligatoriu. Materialul funcționează cu materialul, exact, da, exact, trebuie să existe. Nu mă poți mișca cu mâna, pentru că nu sunt o marionetă, nu sunt... Unde mai e contribuția artistului? Exact. Da, actor, așa adică... că teatrul mort există peste tot, în toată lumea asta, peste teatrul mort. Cred că uneori mai des decât teatru viu. Teatru viu, din păcate, n-am dorit asta. Am jucat, dacă iau drumul meu ăsta, cât o fie în teatru da, din Mure sau la Ievea, la Iurea, pe undeva, și prin teatrele prin care am fost, m-am întâlnit cu, din păcate, cu multe lucruri care n-aș fi vrut să mă întâlnesc. Dar ele m-au format și m-au protejat exact, pentru întâlnirile care au contat. E important da, și să știi cum să nu faci. Să nu faci, da. Foarte important. Da. Foarte important. Da.
Aș avea o întrebare apropo de toate formele astea de teatru și schimbările care se produc. Cum ați perceput pandemia și ce s-a întâmplat în teatru, atât aici cât și în general? Pentru mine pandemia, paradoxal, în prima parte a ei, mai ales cu lockdown-ul și cu tot, a fost o perioadă de acumulări. Eu, de când m-am reîntors în școală de 16 ani, eu n-am mai avut timp să citesc cărți de beletristică, deci strict cărți de specialitate. Ori pentru mine a fost un cadou nesperat. O eliberare. O eliberare în care am putut să citesc tot ce mi s-a strâns de-a lungul anilor, să văd spectacole, am văzut toate festivalurile care ne-au fost date gratuit în perioada aceea. Da, asta a fost un beneficiu. A fost un mare beneficiu. Plus că am profitat, că am fost primul, împreună cu niște colegi, cu răposata mea colegă Tompa Clara, Dumnezeu să o odihnească, absolut minunată colegă și la teatru și la institut, cu colega mea Potcoivă de la Institut Regizoare, cu Palfi Tibor Hobo de la Sfântul Gheorghe, cu fata lui și cu Strauss Imre. Da. Am făcut un prim spectacol pe Zoom cu un text al Janinei Cărbunariu cu Barbie. Da. În limba română și maghiară și l-am transmis chiar la început, în martie, noi am avut premiera, a fost o primă la începutul încercare, mișcării, la începutul teatrului, nenorocirii, da. A fost, cred că a fost o, a fost, știi ce a generat? A generat o mișcare de căutare, toată această pandemie și această... Da, ce facem? Ce facem? Trebuia să facem ceva. Da, la noi s-a lucrat la față de alte teatre, Nicu știe bine că era director artistic, la noi chiar s-a lucrat, s-au scos niște premiere, suntem unul din puținele teatre care a scos 5 premiere în perioada asta, ceea ce este enorm. Da, și cred că e bine că s-a întâmplat asta, exact. A fost o provocare pentru știi toată lumea. Ce se întâmplă? Monia are dreptate. În perioada de pandemie am avut impresia că sunt în același film din care nu pot să ies. În buclă. Da, în buclă. Mi se întâmplă aceleași lucruri, dar am avut și norocul într-o perioadă, că a durat puțin, mă, ne-am speriat-o, ce mai facem? Am, da. Avem voie, n-am... Dar am trecut peste asta și pe Zoom, am făcut Rodrama, am început proiectul cu Rodrama. Cu da, care continuă până care astăzi, continuă. Adică... Am câștigat ceva. Acum, e paradox, acum când putem să ne întâlnim, să lucrăm împreună, da. Nu, că teatru e și întâlnire, am avut niște repetiții cu Radu Afrim pentru un spectacol care se face la Noul Teatru din Bistrița, da. Pe Zoom. Ei, după 3 repetiții pe Zoom am zis, dar nu ne mai putem. Nu. Cum am făcut asta atât timp? Da, am ajuns. Și nici unul care credeam înainte, doamne, totuși o soluție. Nu e nicio soluție. Nu, a fost o variantă de avarie. Ca student poți. A fost un experiment. De exemplu, la tot ce înseamnă materii teoretice se poate face. Sunt anumite materii, chiar poți să le faci pe Zoom. Dar teatru este viu, se întâmplă acum, în secunda asta, n-ai cum. Trebuie să-ți vezi partenerul, trebuie să poți construi ceva cu el. Noi am făcut examene la școală, pe Zoom, știu. A fost ceva cumplit. Da, e conferință, știu. De fapt. Da, da. Își pierde viața, își pierde caracterul, exact. Caracterul da, teatru viu. Teatru este forma de întâlnire și atunci mi-am dat seama, bun, nu mai avem voie să ne întâlnim cu publicul, da? Cum e? Sașa, da. Și tu ai trecut, erai în anul 3. Da, eram anul 3. Noi am făcut examen de licență. Deci am făcut Taxi Vinilu, Aline Nelega era studentă în semestrul 2 al anului 3 și culmea că a ieșit și bine, dar l-am făcut pe Zoom. Am avut noroc că am prins doar un semestru în sistemul ăsta pandemic și a fost un experiment, adică l-am luat așa, dar sunt alții, generațiile care au venit după. Da, am avut o amânare de premieră. Da, exact cu o zi înainte de premieră a venit lockdown-ul, da, înainte câștiguri. De prima lor premieră. Sunt câștiguri și pierderi și iară că spun, pierderile sunt în zona umanității. Întotdeauna când teatru pierde un gram de umanitate, el devine din ce în ce mai fezabil, mai greu de... Când pierde așa asta... E. Nu, da, așa e, așa e. Nu știu dacă e așa. Eu sunt de acord. E pentru mine și pentru cei cu care comunic. În momentul în care nu există umanitate, nu mai putem vorbi despre teatru. Vorbim de o altă altceva. Formă. Da. Altceva, tehnică. Am câștigat iar în chestiunea tehnică, în dezvoltarea asta, dar am pierdut întâlnirea. Esența teatrului este întâlnirea cu celălalt actant care este spectatorul. Ei, când am intrat în perioada pandemică, am întrebat pe mulți, ei, noi facem teatru pentru cine?
acum că nu mai avem pentru cine. Ne sperie. Aoleo, dar unde e publicul? Dar da, noi ce facem? Ei, raționamentul nostru, este totuși publicul. Dacă nu avem publicul... Da, facem pentru noi, așa. Ei, nu e cazul. Se numește altfel. Din fericire, știi, ne-am speriat la început, după care ne-a trecut repede. Și cu toate riscurile și tot ne-am astăzi revenit suntem și înapoi ne-am apucat în viața reală. Deci... Iată, sigur, poate e mult, e puțin 60 de ani, nu știu. Au nu... fost 60 de ani plini, adică plin, e mult, cu... e puțin, depinde la cine raportăm, da, cred că. Am lucrat în teatrul ăsta de la Liviu Cilei, la Dan Micu, care Dan Micu mi se pare că s-a și format aici. Ca aici s-a format și a făcut niște spectacole, da, eram copil și n-am să uit niciodată Turandot făcut da, de Dan Micu. Actori, mulți actori care au venit aici, au creat teatru, trupa română de la Târgu Mureș. Foști profesor de altfel ai noștri. Da, și iată că el merge înainte. Niciodată nu o să dispară instituția asta cu noi. Știi că în teatru cum predai corect o moștenire? Da. Au venit unii, au făcut, au dat mai departe, din a venit generația, suntem aceeași generație cu Moni. Da, 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 păi generație. Cu 10 ani, da, cam da, da. Am venit, am încercat să facem mai departe, vin ăștia tineri, trebuie să meargă mai departe. Normal. Teatrul e evolutiv, nu stă pe nimeni, știi? Cred că fiecare caută cum facem să meargă mai departe. Să nu confundăm instituția asta cu teatrul nostru. E o boală la teatrul meu. Teatrul meu nu există. Da, dacă vrei teatrul tău, îți faci. Da, da, nici el nu e al tău. Da, că în momentul în când a intrat un spectator gata în sală. Da, nu e și al tău, e al lui. E al lui, da. E și al lui, nu normal, se poate altfel. Normal. Deci, da, spectatorii nu, nu merge cu egoismul teatrul ăsta. Teatrul este orgoliul și egoismul este moartea actului creației. Asta e o meserie vocațională. Da. Tu te dăruiești. În secunda în care devii egoist, nu mai e ce dărui. Da, mă, da, sunt de acord cu tine, dar artistul dezvoltă și un pic de ego. Dezvoltă, dezvoltă. E firesc, e normal. Și lucrăm normal cu noi să... Da, dar lucrăm cu noi să ținem în frâu. Da, da, da. Atâta da timp cât nu sunt... Dom'le, eu recunosc, am un râușor de orgoliu. Râușor, profesional. Așa. Nu suport la alții când dezvoltă, dom'le, nu le ajung oceanele. Deci, un ego extrem de... Asta este vorba. Acolo e deja o altă... E buba. Da, ego-ul e normal bun până la urmă, dar contează dacă îl crești sau încerci să-l... Să-l ții sub control. Nu, știi de ce există acest egoism? Că uităm un lucru elementar. Noi nu suntem în concurență unii cu alții. Cu noi suntem în concurență numai cu noi înșine. Da. În secunda care intrăm în concurență, atunci se exacerbează acest egoism. Da, și atunci și actul artistic, eu cred că își pierde din... Nu, dacă ar mai fi încă în teatrul ăsta. Da. Sunt colegi de-ai mei, dar nu mai este încă un eu... Un Mihoc, nu suntem unici. Și atunci aș fi în concurență cu ei. Dar nu mai e. Deci eu sunt în concurență deci, cu mine. Cu felul meu de a fi. Pentru că suntem, vorba lui Gigi, cu cât suntem mai diferiți, cu atât suntem mai vii. Gigi Căciuleanu. Gigi Căciuleanu, da. Asta să dezvoltăm la noi. Și dacă se poate, nu e obligatoriu, o trupă se constituie cel mai greu. Iar trupele echipa din provincie... Echipă. Trupă. Da. Trupă. Da. Aici... Da, dar teatru înseamnă echipă. De-aia trebuie da, să o echipă. Da, altfel... Eu n-am avut mintea necesară la 24-25 de ani să înțeleg cum înțeleg acum. Eu am avut fericirea, norocul. M-am format, sigur, m-am format în școală. Am învățat de la profesorii mei niște lucruri care, 7-8, dar decisive. Da, de elementare. Nevoie, după aceea în teatre, dar am venit aici. Și aici norocul a fost o deschidere, a fost Frunză. Uh-huh. Victorian Frunză. Atâta încredere a băgat în mine Victorian Frunză, că dacă îi spun meștere sau maestre, aș avea impresia eu că le-au la mișto. Nu, este un om care mi-e atât de drag, deși am avut cu el niște probleme, sau el cu mine, eu tot n-am învățat de la el. Frunză a fost un artist care a știut să lege ceva. Am avut impresia că sunt într-un loc binecuvântat în care, măi, putem, că se întâmplă orice. Mm-hmm. Orice. Imposibilul devine posibil. Extraordinar. Bucuria de a veni la ora 7:30 la repetiție. Când plecam la 3 dimineața, nota bene de la repetiție. Și la 7:30 eram în teatru. Înapoi. Dar nu mă obliga nimeni.
Nimeni. Era pasiune, adică era flacăra, era întreținută. Era o extraordinară. Da, trupa maghiară punea cu cei care terminau cu Saxo Remus, cu Bola Șotilo, care a și jucat după aceea în spectacolul Tom nostru. Tom Payne, nu? Cu Tom Payne, cu Jolt. Bogdan Jolt. Deci o trupă minunată. Era o competiție, aveam niște orgolii, chiar orgolii, da. În care eram... Mamă, eram supărat. Mergeam la repetiții la ei. Că erau studenți în ultimul an. Da, făcuse Victor un spectacol senzațional. Nu știu, cred că de 12-13 ori l-am văzut. Cel puțin pentru că se juca la noi pe scena mare. Absolut fabulos. Și aveam impresia că le dă lor mai mult. Adică certurile cu Victor era ca și cu fratele și mai mare. Și cruciada copiilor făcută la secția maghiară. Că de aici a fost cruciada copiilor făcută la sala mică, tot de Victor, și Tom Payne. Și era ceva... Nu se poate satiricul, nu trebuie să fie și mai și făcut, sunt și trupa pe butoaie, deci era ceva... Dar cred că construiește conflictul ăsta așa. Victor știa să facă, echipe. să adune oameni. Da. Din păcate, n-am fost nici noi, nu știu ce, s-a întâmplat ce s-a întâmplat, nu mai stau să analizez, dar teatrul... îmi pare rău că din generația mea am rămas eu cu Moni, Nichi... e ca și cum satiricul în acest teatru n-a existat. Și este un spectacol care a câștigat premiul. Dar se va vorbi despre el după 90, primul 10 spectacol zile. Important, îmi pare rău, nu vreau să jignesc pe nimeni, important al teatrului din Târgu Mureș a fost în 94, Satiriconul în Frunză, nu numai că a luat premiul Uniter, nu numai că a fost primit, uităm asta, noi trecem pe, nici n-a fost în istoria teatrului. În schimb, vorbim de anii 80. Haideți să fim realiști. Dar știi ce este? Pregătindu-mă pentru moderarea celor două întâlniri, Livada și Satiricon au fost la distanță de 10 ani. Wow! Da. 10 ani, primăvara. În 16 aprilie a fost Satiriconul 94 și în 25 mai 84 a fost Livada. Iar mă uitam la colegii mei când ați făcut o butoaie, noi repetam la Popescu, la Cristi Popescu, care a avut debutul aici. Da. Andu Dumitrescu, Cristi. Alt spectacol minunat. Da? Și aveam o... Mamă, eram atât de supărat că nu sunt și eu într-o pabă butoaie. Mergeam la spectacol. Da, a fost un proiect care a deschis, Doamne, țin minte la Bistrița, când am fost la Bistrița, s-a blocat centrul, un oraș. Da. Deci era aici... Se juca numai pe stradă. A fost un proiect foarte important pentru teatrul românesc. Da. Stradal în stradal. România. Da. Excepțional. Da. Excepțional. Deci atât de simplu și am de jucat curat, în fața castelului Peleș. Da. Pe... iarbă, acolo de la Economat, toată lumea era, am jucat la Hanul deschizător, Victor, eu am frunză, am jucat pe faleză la Galați cu Dunărea lângă, a fost ceva extraordinar. Da, o experiență unică, să ai posibilitatea asta, să te adresezi oamenilor care vin, poate care... mai rar la teatru. Da. Și au mai fost da. Niște inovații. Adriana Grand a făcut toate costumele de la trupa pe butoaie, fără să coase nimic, au fost înodate. Toate au fost înodate, până la istoria comică a magului Faust, pe care am făcut-o la grajdurile regale, la ceramica jos, la unde urci la Peleș. Da, da, da. Acolo am jucat, acolo am pus scena și la, în grajdurile regale am repetat și cu trăsura regală, intra Mefisto. Până acolo totul s-a înodat. Deci a fost ceva extraordinar. Da, am avut amândoi norocul, ne-am și jucat și la Ariel. Enorm. Și la 74. Și aici, întâlnirea cu Anca Bradu. Ați avut foarte multe experiențe. Da. Întâlnirea cu Cristi Popescu, cu Cristi Juncu, cu Radu Afrim, cu Gigi Victor, Căciuleanu. Cu Căciuleanu. Câte deci nume! Câte nume! Te modifică. Da. Dar orice întâlnire cu un mare artist n-are cum să nu aibă asupra deci ta. Deci lasă amprenta, n-are cum să. Imposibil. Da. Adică, și un mare noroc. Da. Așa, și noroc. Da. Adică... Da. Noi chiar am avut noroc. Da. Probabil da. Că am și atras, știi, norocul ăsta. Pentru mine a fost extraordinar când l-am cunoscut pe Nichita Stănescu la Florin Zamfirescu acasă, de exemplu. Și adică, da, și eram, aveam 20 de ani, adică a fost ceva extraordinar, știi? De asta spun că întâlnirile astea n-au cum să nu aibă, să nu-și pună amprenta asupra ta și să înțelegi că, băi, vine cu niște beneficii profesia asta. Oricât dacă ar fi de sacrificat, știi? Da, eu vreau să mă bucur în fiecare zi de ce mi se întâmplă și provoc. Adică îmi și provoc. Nu-mi place să... Eu nu sunt un actor staționar. Mm-hmm. Merg tot timpul. Greșesc, dar merg.
Mai bine decât să... Să staționezi. Decât să-ți pară rău, să stai da. Și să aștepți. Să staționezi, nu poți staționezi. Da, și pierzi bucuria de a exact. Face. Întâlnire. Este o profesie adică... atât de unică, prin noutatea zilnică pe care ți-o aduce, prin întâlnirile extraordinare pe care ți le oferă. Ar trebui să-i mulțumim cerului că ne-a dat o asemenea șansă, știi, să da, e să, bine da. Că... Mie îmi place profesia asta. Dacă se poate numi profesie sau e o profesie, nu este o meserie. Da, este. Îmi place. Nu știu cum e, cum pare din afară, dar mie îmi place. Mie. E, din afară îți spun eu de multe ori, bă, voi nu faceți nimic acolo, da, voi vă distrați foarte da, da. Ei nu înțeleg ce e în spate. Ei, ne și distrăm, dar pe lângă distracție sunt multe, multe lucruri. Aș avea o întrebare așa, într-o notă mai comică. Care a fost un accident în scenă de care vă aduceți aminte, dar cu zâmbetul pe buze, că cred că după ce se întâmplă... Cu zâmbetul pe buze. Păi cu zâmbetul pe buze. Da, după ce se întâmplă nu mai e așa catastrofal. Eu știu unul de la trupa pe butoaie, că tot am pomenit-o, jucam 5 personaje în farsa medievală numită Iarba Amăgirilor. Așa. Dintre care una era vacă, și aveam și un cap de vacă, și intram pe dedesubt prin trapele scenei astea, printre butoaie, și unul dintre personaje era un husar. Așa. Deci trebuia să mă schimb foarte repede da. Sub scenă sau în spatele scenei, că treceam dintr-una într-alta. Și am uitat să, nu știu cine a uitat, să închidă trapa. Și am picat jos în trapa, m-am ridicat, m-am recompus imediat, dar am avut după aia de tras vreo 3 luni, am avut o rană cu streptococ la picior din cauza bubselei. Dar am, deci s-a râs cu lacrimi. Da, astea că aia, la accidentele astea... Benefic. Eu n-am simțit durerea pentru că adrenalina... Numai după, rostul ei în actul artistic și am simțit după ce am ieșit din scenă și am văzut ce e pe piciorul meu. Dar, în fine, a trecut, deci n-are nicio importanță, a fost comic. Acum, a fost foarte comic. Cu plăcere. Și eu am o de asta la Cluj, când m-am tăiat și am curgeat sânge până la finalul spectacolului. Cu Ines de Castro, dacă ții minte, când ai intrat cu decor, în decor. Nu, am intrat într-o chestie, nu au de o țeavă de... Mi-a dispărut tot din cap, dar, mă rog, cea mai amuzantă chestie și pentru mine și pentru public, pentru că și-au dat seama cu toții, am intrat în locul lui Cornel Ilan, un excepțional partener și coleg, pe care îl iubesc enorm. Da. Am intrat în locul lui, a plecat la Cluj și am intrat într-un spectacol în locul lui. Și a trebuit să repetați și mâine seara la spectacol. Și aveam scenă cu meșterul Fiscuteanu și zic, papa, eu ziceam, papa Jupi, hai că trebuie să facem, Jupi, facem asta. A, bă, că nu e, repetăm seara, tot ok, dimineața ne bem cafeaua, facem o bira, bă, dar nu mai, vezi că acolo e tăiat, dar îți spun eu. Păi, doamne, dar eu diseară, cum? Să intri peste, eu diseară nu mai, dacă te descurci, mă, intru, dau prima replică și de acolo... N-am mai putut să zic nimic, că nu știam. El zice, domnule, după spune, zice, păi alea s-au tăiat. Păi cum s-au tăiat? Trebuie să-mi spui cu ochii, mă conduce așa. Ei, asta mă așezam acolo, mă uitam acolo și am dat și replica de final și am ieșit. Și zic, păi asta-i tot, a fost foarte bine. Cum dure, dar era totuși o scenă, avea durat 5-6 minute. Și mă așeza el mă punea, el mă trezea. Unul dintre cele mai comice momente, Lupul și oile, Ostrovski. Deci absolut senzațional. Și eram cu Ion Săsăran, Dumnezeu să-l odihnească, colegul nostru, aveam scenă înainte și trebuia să intre Nicu. Pauză. Nicu nu e niciunde. Și am început să încercăm, să improvizăm. Să la un moment dat m-am plictisit de așteptare, am deschis geamul și m-am uitat pe geam. Mă rog, în decor. Da, era. Un decor realist. Colegul nostru, Ion Cornel Frimu, deci dâră de condensare în urma lui, prima cabină de la cabinei a lui, deci departe de scenă. Cred că numai dâra de condensare s-a văzut în urma lui Cornel. A ajuns în fața ușii, a deschis foarte calm ușa și i-a spus, Nicu a încurcat-o, trebuia să fie în scenă. Mă rog, n-a fost atât de drăguț, a spus puțin altfel. La care a venit Nicu și a intrat prin decor. Prin decor. Deci a fost senzațional. Deci a fost ceva, nu știm cum ne-am abținut.
să nu râdem, cu... pentru că a fost bine, ceva senzațional. Ai stat încă la pădure, te uitai acolo. Mă uitam în pădure, în zare. Zice, unde e mama dracului, ai umblat? Eram pe aici, am fost cu un unchiul meu. Deci a fost... Adevăr, pur adevăr a fost. Tot Cornel Frimu, dacă ții minte la Soldățelul de Plumb, când eram la Mediaș, nu era o sală pe care o cunoșteam foarte, o scenă, și primele rânduri erau libere, deci numai din rândul 4 sau 5 era public. Și Cornel avea niște ochelari cu fund de borcan din aia, nu vedea miopie, nu vedea nimic săracul, și când a venit în fugă, nu și-a dat seama și a trecut și a căzut pe primele rânduri de scaune, care erau, n-aveau nici învelitoare da, la... Da, da, da. Și-a vedem. Spart capul. Reacția noastră absolut idiotă, da. Râzi. Păi de ce să faci că... Nenorocirea a fost cam brâșa doară, că s-a oprit spectacolul vreo 45 de minute până l-au dus la spital, i-au pusut așa și a venit înapoi și el, fiind el, avea două moațe în cap. Două moațe cu vată prinsă. Alt râs, altă trebuie. Cum să-l întreb eu? Ziceam, Cornele... Nu puteai, deci nu puteai să vorbești cu el. N-ai ce să... Da. Sunt multe întâmplări din astea. Dar sunt pentru deliciul nostru și publicul nu are de unde să le știe. Nu, și publicul le savurează. Le savurează. Nu știu cum să spun, pentru noi, mai ales într-un spectacol care ne place și ne face plăcere să fim în el, și să sunt sarea și piperul, știi? Da, important e să-ți placă, să-ți placă ce faci. Altfel, exact. E degeaba. Mă bucur foarte mult că am purtat această discuție. Și... Bă, și la mulți ani. La mulți ani, da. Teatrului. La mulți ani teatrului. Nostru, sper și... să sărbătorească încă 60 de ani. Mulți, 600 de ani de acum încolo. Doamne ajută. Noi nu 60. O să mai fim acolo, dar... Da, o să fie urmașii. Exact. Teatrul e o formă continuă. Exact. Așa este. Așa este. Hai să ne bucurăm. Eu de momentul prezent. Exact. Da, de prezent, și să nu ne gândim ce rămâne după. Nu e treaba noastră. E treaba celor care vin după. Nu lucrăm pentru posteritate. Nu. Vă mulțumim foarte mult pentru că ați urmărit podcastul nostru și vă așteptăm la încă 9 podcasturi în fiecare zi a evenimentului Spot 60. La mulți ani și haideți la teatru!